Salutare! Astăzi prezentăm un adevărat Globetrotter. 380.000 de unități de la lansarea primului model până în 2014, la lansarea celui de-al doilea, vândut în 40 de țări. Dacia Logan MCV. Nu era mai simplu să spui Logan, care îl găsește la noi pe site. 2016, aproximativ 130.000 de kilometri, 1.5 diesel, un motor foarte econom, nemuritor, cu 200 de Nm, variantă break, încape toată familia. Globetrotter. Toată lumea ne-a văzut, am tot făcut chestia asta, devenea ușor robotic și intram într-o rutină proastă. Puteți să-l vedeți la noi pe site, dați like pe Facebook ca să fiți la curent cu stocul nostru, ne găsiți pe YouTube, subscribe și clopoțel sau abonează-te și clopoțel, mail, telefon, www.autoguys.ro și găsiți bengoșenia asta albastră. Logan MCV laureat, paruri normale, proiectare, jante simple. Nu sunt foarte multe de prezentat. Mașina asta, în schimb, este foarte, foarte practică. Avem un portbagaj de 570 de litri care se poate mări până pe la 1500 și ceva, cu senzor de parcare pe spate și hai să vedem că, de fapt, cât e de mare. Asta e cel mai important punct. Da, pentru că asta te doare când îți iei Logan MCV. Nu. Da, e mare. Da, e mare tare. Chiar este foarte mare. Și foarte bine organizat. Da, nu știu, nu pot zice adică organizat. E drept, așa, e un nu... spațiu deschis în care nu te încurcă un cot, un colț și așa mai departe. Față de portbagajul unei Honda sau unui S60, unde clar, ai... Clar, trebuie să faci Tetris ca să bagi bagajele. E mașina perfectă pentru familie, mașina perfectă pentru echipă de muncitori. Ține cu casa, e ieftină, nu consumă mult, etc. E printre puținele mașini de această talie, care de nouă poți să o cumperi la un buget cu mult sub 15.000 de euro TVA inclus. Asta la noi o găsiți la 6.500, dar făceam comparația produs nou. Zi-mi un break de dimensiunea asta care nou îl cumperi cu, nu știu, 12.000 să zic. Nu îl cumperi, îți dai seama. De asta și e o mașină foarte corectă, raportată la preț mic și ceea ce ți oferă, adică nu poți să zici nici că e V60 care l-am filmat de curând. Nu e. Clar. Dar nici nu te face de râs, nu te lasă în drum, nu te îți încap toate chidaricurile în portbagaj și așa mai departe. Da, da, uite, ai comparat cu V60-ul. Cât e o factură de service la V60, cât e o factură de service la Logan. Nu poți să le compari. Excuse-mă, că în suedez nu știu să zic. Hai să vedem cum merge mașina la drum. Hai. Am pornit la drum. MCV. 129.000 de kilometri. 6.500 de euro. 2016, 1.575 de cai, 200 Nm cuplu și promite un consum de 3.9 mixt, da, ceea ce e foarte, foarte mic, din cât vă știu de lăudat Loganul, cred că o să scoată consumul ăsta. Pentru consum este lăudată mașina. Și pentru fiabilitate e lăudată, cu toate că inițial când s-a lansat modelul, gurile rele spuneau că a, domne, că e mașină proastă, e nu știu cum și așa mai departe. Dar Loganul de fapt a devenit un model foarte căutat, mai ales prin prisma prețului mic de achiziție ca și mașină nouă și SH de altfel, că e ieftină, prin prisma consumului și a mentenanței foarte ieftine. Mai ales tot ce înseamnă firme de distribuție, taximetrie, rentă car, nu știu, școli de șoferi, preferă... Cum am zis, se simte în statistici. 380.000 de unități în 40 de țări în 8 ani. Ceea ce e enorm, enorm, enorm. Eu nu cred că Renault s-a așteptat la cifrele astea când a lansat Loganul. Nu, cu siguranță nu. Și hai să recunoaștem, mașina chiar e ok. Nu e ceva high class, nu e nimic... E o mașină low cost. E o mașină low cost. Pe mine mă enervează chestia asta, că denigrăm tot ce e românesc. Autohton. Bă, știi ce nu denigrăm noi? Ca să-ți dai seama ce neam de puturos suntem. Mâncarea și băutura, frate. Bă, dacă te-ai luat de pe link și ai zis că nu e românească. Și ajutorul social. Și ajutorul social, da, clar. Bă, e nasoală, mă. Cum, sarmale nu sunt românești și turcești? Bă, nu sunt românești, mămălig, cum? Păi, da, ce? Nu, dacă vine Renault și face Dacia și o face bine, bă, nu-i mă, ce ai, e o tracă de mașină. Tot Dacia a rămas, da. Și Dacia aia, așa cum era ea, tot la fel era vândută în zeci de țări și
producea extraordinar de mult. Practic uzinele astea două, Dacia cu Renault, au fost oarecum înfrățite cu ghilimele de rigoare de la, de la început. De la început, da. Da, Dacia a copiat modelele după Renault. Oricum, revenind la noastră, 6500 de euro, dacă o iei în rate persoană fizică, ar trebui să ai o rată de până în 700 de lei, asta în condițiile în care nu dai niciun avans. Ca societate, cred că te încadrezi până în 2000 de euro, cred că vreo 1500. Acolo, undeva, și rata ar trebui, exact, dacă vrei. Nu contează, că nu e asta subiectul important. Rata probabil că se situează undeva pe la 100-100 și un pic de euro. Da, 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 mai vreți să vă adăug alt casco. Avem volan de piele, comenzile pe volan. Da, astea sunt comenzile de la pilot automat, a cărui care îl activăm de aici. Practic în partea de sus așa activăm pilotul, dacă îl dăm în jos activăm limitatorul de viteză. Ok. Comenzile audio sub volan. Volanul din piele, am spus. Aici avem comenzile pentru oglinzi, care în sfârșit au fost mutate din zona asta nebună din mijloc. Serios, cum este aici? Da, acum au... Da, aici sunt. Acum aici avem start-stop-ul. Start-stop. Înseamnă că consumul e mai mic față de ce am zis eu. Cred. De fapt, stai să nu zic o prostie. S-ar putea să fie start-stop sau auto-hold. Habar n-am. Ia, dacă apăs. Nu, e start-stop, e auto-hold ăla. Oare? Start-stop-ul cred că e funcția economică din stânga ta. Hai, avem și eco, avem și senzor de parcare. Deci avem și start stop, avem și auto hold. Da, da. Bă, și mai chiar nu știu de la Dacia. Hai, și uite, în limbaj de șoferie, am prins un ștau. Da, Alex, acum fiind cum eram un conducător și autorizat de vehicule de mare tonaj, a început să preia și limbajul. Avem radio aici. Aici, mă spun. Cred că am închis la locul. Da, la locul. Radio, n-avem voie că iar ne blochează YouTube-ul. Cu radio CD, MP radio CD cu MP3, USB, auxiliar și foarte tare Bluetooth. Asta e copiat de la Nissan, dar nu e nimic, doar sunt verișori acum. Mai jos, aer condiționat, geamuri electrice. Serios? Eu am mutat geamuri electrice pe... Ba nu, stai că la Logan nu le-au dus. La Duster le-au pus. Geamul electric pe față. Și cam atât, așa o cotieră. Aftermarket, da, e aici, își face treaba. Sunt curios care nebună și ea Logan ca să... Ca să vadă cât timp prinde suta? Da. Asta e motorul de 75 de cai. Nu știu, clar peste 10 secunde, cred că nu știu, 13, 14, pe acolo. 14 și... Dar vedem cât de bine se ține și cât din cai au rămas armasari și cât sunt mârțoage. Oricum, 129.000 de kilometri pentru un motor de 1.5 e foarte puțin. Motoarele astea fac kilometri. Într-adevăr, în care am văzut taxiuri în oraș cu motorizare asta peste 3-400.000. Într-adevăr, primele generații, cele care erau puse, erau Euro 3 pe generațiile 2004, 2005, 2006, care erau împrumutate de pe Clio, acolo au fost puțin problematice, dar ulterior, când au trecut Euro 4, Euro 5, motoarele s-au stabilizat foarte bine și chiar sunt de excepție. Ba, după cum știi, le-am împrumutat și Nissan-ul și Mercedes-ul. Avem vreo două defecte, poți să le filmezi. Asta e de la odorizante, s-a scurs odorizante. Da, mai erau și pe afară, dar am uitat, să fiu sincer, să văd. Mai are câteva zgârieturi, zici bang-uri și așa mai departe, dar nimic grav. Ce-mi place mai și asta, că e spațios. Da. Adică chiar ai loc în mașină, frate. Nu e... Și scaunul e mare, așa, e... Tip fotoliu. Da. Nu exagerăm să zicem că e fotoliu, dar e tip fotoliu. Dacă nu are rost să compar scaunul ăsta cu scaunul Fieste. Da, clar. Sau Aygo. Ce consum avem până acum, Alex? 36. Da, îl filmez sau? Nu, nu-mi dau seama, da. 3,6%. Și am mers legal 60-70. 70-80. Atunci nu mai merg foarte legal. Și acum avem proba. Și acum vezi că vârșii solența pe lângă noi. Păi impresionant, sincer. Pentru un Logan MC
aspectul unei cutii, mi se pare că trage destul de bine. Și la 75 de cai? Da, mă, dar are 200 Nm. Și o tonă mașina, are 1030 de kg. Dude, o să aibă 1030. Ce-ți place și ce nu-ți place? Clar spațiu. Foarte, foarte practică mașina. Un gen de mașină care pe scuit vânătoare. Bine, nu te, te duce până acolo, nu înseamnă că te și bagi până coc la cu ea. Car mobilă, mașină de spălat. Poți să pleci într-un weekend undeva cu familia. Sau, cum am mai zis, poți să-ți iei echipa de muncitori și te duci să te apuci să construiești case, să montezi instalații de ceva. Ai spus una până acum. Și am vorbit așa mult. Da. A doua. Consumul, da, clar. Da, mersi, ai dreptate. Consumul. Cât ai acum? 4,2 cu repriză de la 0 la 100, așa mai agresiv. Ceea ce mi se pare foarte friendly. Nu-ți place? Ba da, costul de mentenanță? Da, a, dar la cost de mentenanță. Da. De fapt, costuri. Costuri avorul, achiziție, da. Achiziție, achiziție SH, costuri de mentenanță, costuri de consum. Da, e foarte... O anvelopă de Logan nouă o cumper cu până în 200 de lei. Și mă refer aici nu la China, China o cumperi cu 150 de lei sau 120, 130. Mă refer la o anvelopă decentă. Pentru un Passat, o anvelopă o cumperi undeva la 300, 300 hai, și poate. Hai să comparăm mere cu mere și pere cu mere, doar. Ce da. Nu ne place? Nu ne place că nu e antifonată. Da. Da. La antifonaj și antifonajul nu o să vă deranjeze pe oraș. Antifonajul o să vă deranjeze în special la drumuri lungi, atunci când viteza sare de 120-130, acolo mașina chiar devine gălăgioasă. Și obositoare, bine. Da, n-am testat acum la asta, dar din experiență vă spunem că așa e. Duster e un pic mai bine antifonat și e mai ok la drum, dar nu foarte mare diferență între ele. Mie nu-mi place culoarea, de fapt vopseaua în general la Logan nu-mi place că e oarecum mai sensibilă față de alte mașini. Și mi se pare și ștersă așa. Adică indiferent că vorbim de albastru sau vorbim de asta roșu. E din cauza costurilor. Da, evident. Costnic la mașină înseamnă și vopsea mai ieftină. Și așa mai da, departe. Da, da, da. Aici ai dreptate. Și ce nu-ți mai place? Nu-mi place că au rămas astea tot aici. Da, uite, ai dreptate. 2016, încă avem butoanele pe consul în loc să le avem pe portiere, acolo unde e mult mai comod și mai ușor. Am terminat? În principiu cred că cam da. Ne găsiți pe Facebook, ne găsiți pe autoguys.ro, ne găsiți pe YouTube, abonați-vă, clopoțel, sunați-ne, scrieți-ne pe mail. Hai că noi mai avem o mașină. Pa, pa.